Proiectul Noi șanse pentru cei din mediul rural, implementat de Fundația CDIMM, s-a derulat în Maramureș, Harghita și Covasna, iar grupul țintă a vizat peste 500 de persoane. Unele dintre acestea au fost informate și consiliate, altele au absolvit cursuri de calificare. Instruirea a vizat utilizarea calculatoarelor, dobândirea cunoștințelor de limba engleză, a competențelor antreprenoriale. De asemenea, un număr semnificativ de persoane au fost certificate ca lucrători în pensiune turistică. Proiectul este continuarea unei alte inițiative similare a Fundației CDIMM Maramureș, apreciată de Comisia Europeană ca fiind printre cele mai bune proiecte europene. Acest proiect este într-un fel o continuare a unui proiect derulat de Fundația CDIMM Maramureș în perioada 2010-2013, proiect care a fost considerat de OECD și Comisia Europeană ca fiind unul dintre cele mai bune proiecte antreprenoriale din Europa, el apărând pe catalogul Missing Entrepreneurs 2014, ca proiect de succes în Europa, singurul din România de altfel, iar acesta și-a propus să continue activitățile din vechiul proiect. Din multe puncte de vedere, anumit gen de activități se repetă, dar am venit cu activități noi, cum ar fi consilierea. Au fost organizate cursuri în Finteuș, Breb, Oarța, Coroieni, Copalnic, Dumbrăvița, Lăpuș, Bicaz și Cetățele. De asemenea, au fost furnizate servicii de sprijin în găsirea unui loc de muncă. Din cei peste 500 de beneficiari ai proiectului cu fonduri europene, peste 10% vor fi angajați până la sfârșitul anului, a mai menționat Vlad Pascu.